Caracal Caracal, cunoscut și sub numele de râs persan, râs deșertic, pisică caracal sau doar caracal, este un gen de feline de talie medie ce poate fi întâlnită în Africa, Orientul Mijlociu și zonele aride din Pakistan și India nord-vestică. Este cunoscut pentru morfologia relativ robustă, picioarele lungi și puternice, craniul compact, coada relativ scurtă și urechile negre, dotate cu ciufuri la vârf, o trăsătură întâlnită și la râsul din emisfera nordică. Fiind unul dintre cele mai mari feline de talie mică, caracalul în medie ajunge la o lungime de 90 de centimetri, femelele atingând aproximativ 12 kg, iar masculii putând ajunge la greutăți de până la 19 kg. În zonele aride din emisfera sudică, precum deșertul Namib și Arab, animalele native au avut la îndemână milioane de ani pentru a se adapta la condițiile severe ale mediului, iar caracalul nu este deloc diferit. Pentru a se ascunde cu ușurință în desișul arid, caracalul prezintă o blană scurtă de culoare roșcată, care la nivelul ventral se preschimbă într-un alb sau bej șters, acoperit de un mozaic de pete. Caracalul este un vânător extrem de eficient, meniul său fiind alcătuit din rozătoare, iepuri, păsări și pui de antilope. Când vânează, felina preferă să fie la o distanță de aproximativ 5 metri de victima sa, înainte de a se năpusti. De asemenea, aidoma tigrului, această felină este crepusculară, însemnând că este mai activă și vânează cel mai des în timpul răsăritului și apusului. Caracalul în sine este specializat pentru a vâna păsări, picioarele sale fiind suficient de puternice să-l propulseze la înălțimi de până la 4 metri, fiind capabili să-și prindă prada preferată din zbor. Ciufurile urechilor acestei feline îl ajută în detectarea direcției vântului, care îi permite să fie indetectabil la nivel olfactiv în timp ce își pândește prada. Aceste ciufuri pot fi folosite și ca momeli, atenția prăzii fiind atrasă de către mișcările spontane prin iarbă provocate de aceste ornamente. Caracalul este de asemenea felina de talie mică ce prezintă cei mai lungi canini, aceștia ajungând la lungimi de 2 cm, iar fața relativ scurtă îi permite să exercite presiuni foarte ridicate pe acești ziși colți. Felina prezintă de asemenea și o creastă sagitală la nivelul craniului, o structură făcută special pentru a susține mușchii dezvoltației fălcilor. Aceste trăsături ajută caracalul să-și ucide și mânca prada pe fugă, pentru a diminua șansele de a fi furată. De obicei, prada unui caracal atrage atenția șacalilor, dar până și un ghepard își poate face apariția, o prezență nedorită de către caracal. Caracalul prezintă o coadă relativ scurtă, nu la fel de scurtă ca cea de râs, dar diferența este încă vizibilă, fiind mult mai scurtă decât cea de pisică. Motivul pentru lungimea cozii nu este însă cunoscut pe deplin, dar uzurile principale pot fi reglarea temperaturii corpului, comunicarea cu alți membri ai speciei și sau o mutație apărută la întâmplare în istoria speciei. Caracalii încep să se înmulțească la vârsta de 2 ani, de obicei o dată pe an. Nu au un anume sezon pentru aceste practici, însă de cele mai multe ori preferă să se împerecheze în perioada august-decembrie. Puii, de obicei număr de 3, născându-se astfel pe timpul verii, având șanse mai mari de supraviețuire. Gestația la caracal, ca și în pisica domestică, durează 3 luni, iar puii devin independenți la vârsta de 1 an. De obicei, aceste animale pot trăi până la vârsta de 16 ani. Caracalii sunt cunoscuți pentru modul lor de comunicare. Goșă, car, 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 goșă, car. Acest ciripit ajută caracalul să rămână nedetectat de prădătorii mai mari ai savanei africane atunci când își cheamă puii. Caracalul este în mod evident un membru al încrengăturii feline, din care fac parte animalele precum pisicile domestice, râșii, dar și pumele și gheparzii. Ramura taxonomică din care face parte caracalul este una dintre cele mai bazale, împărțindu-și poziția cu o altă felină africană, și anume servalul. Este interesant faptul că ambele feline au cozi de mărimi similare, însemnând că dacă aceste cozi, nu prea lungi, dar nici prea scurte, au apărut din pricina unei mutații, această zisă anomalie înspre care a fost pusă presiune selectivă ar fi trebuit să apară în strămoșul comun al servalului și caracalului.
Deoarece cele mai bazale feline mici sunt originare din Asia, se crede că strămoșul comun al servalului și caracalului este originar din acele zone și că a colonizat Africa între acum 8 și 5 milioane de ani în urmă. Caracalul nu este singurul membru al genului caracal, acesta împărțindu-și ramura taxonomică cu încă o felină, Caracal aurata, sau pisica aurie africană, nativă din zonele împădurite ale Africii. Această felină este mai puțin adaptabilă decât vărul său apropiat, fiind o specie vulnerabilă din cauza vânătorii și distrugerii habitatului. În orice caz, se crede că pisica aurie africană și caracalul s-au despărțit din punct de vedere taxonomic între acum 2,93 și 1,2 milioane de ani în urmă, în timp ce servalul și caracalul s-au despărțit între acum 11 și 6 milioane de ani în urmă. Sunt trei specii cunoscute de caracal, acestea fiind caracal-caracal-caracal, caracalul sudic întâlnit în Africa de Sud și de Est, caracal-caracal-nubicus, caracalul nordic întâlnit în Africa de Nord și de Vest, și caracal-caracal-șmiții, caracalul asiatic întâlnit în mod evident în Asia. Diferența dintre cele trei subspecii sunt foarte subtile, culoarea blănii fiind cea mai clară dintre aceste zise contraste. Caracal-caracal-șmiții având de obicei nuanțe mai maronii decât verisei africani. Și cu asta, jupânii mei, se încheie videoclipul de azi. De v-a plăcut, dați frumos acolo pomană like și de doriți să mă urmăriți conținut despre istorie naturală în viitor, puteți să vă abonați și să apăsați clopoțelul. Eu am tulit-o!